Sărmâna YouTube și bine v-am găsit la cel de-al nouălea episod din Fallout Shelter. Ia să vedem ce se mai întâmplă în minunatul bunker cu numărul 993. Ia să vedem. Oh, perfect, avem resurse. Așa. Oh, avem o cutie cu abilități, perfect. Ia să vedem. Oh, perfect, toată lumea e fericită. Da. Trebuie neapărat să fac... Tecno, asta era. Asta era bun. Ah. Eu nu știu dacă are o să... Trebuie să văd o chestie. Storage space... Ah, dar e scump, e scump. Ok, văd că toată lumea lucră. Radio este gol. Asta, radio studio, văd că este gol, nu-i nimeni aici. Câte persoane suntem? 20, na bun. Bă, da, nu prea mai veni persoane în ultima vreme. Deci am pus radio ăsta în speranța că o să atragă lumea, dar degeaba, degeaba. Păcă că nu știu, asta e o chestie ce urăsc la jocul ăsta, sau poate nu știu eu încă. E că când mergi să salvezi oameni, bun, băi, salvezi și ăstea, bă, da. Nu ți se alătură buncărului tău, nu vor să fie de partea ta, aia ar fi... Na, nu știu, sau poate este și nu știu eu cum să fac. Na, mă rog, hai să văd ce abilități am în cutia asta. Ok, asta că aici primești și gunoaie. Chiar am nevoie un pic de curent în plus, capace. Da, asta știu că o aveam. Și, am 500 și ceva de capace, mamă, dar știu cum i-o dat, nu glumă. Na, bine. Uite că au produs mâncare. Ok, văd că am destui oameni la bucătărie. 2, 4, 6, așa. Aici trebuie să fac ceva cu locul ăsta. Trebuie să-i fac, cred că n-am. Stai să văd o chestie. Oare mă mai pot întinde? Ok, mai bine. Nu mai bine fac upgrade. Că mi-a zis tovarușul Gorak să fac upgrade. Așa e mai bine. 28 de secunde, 46 de secunde. Hai să-i dau un oraș, că nu cred că se întâmplă nimic. Atât, și îmi dă bănuții. Perfect, ajung încetul cu încetul la 1500 de capace. Ia să vedem câte injecții avem. Oh, perfect, perfect. Cred că asta e capacitatea maximă și da, asta costă, din păcate. Da, cred că iar o să-i trimit pe ăștia alalți în Wasteland. Perfect. La cine-i câinele, că nu mai țin minte? Da. Atunci ție o să-ți dau pisica. Nu știu, mă tot gândesc să trimit câinele în Wasteland, dar... Bă, hai că trimit, mă sper să nu moară. Na, bun. Ia să vedem ce misiuni post-apocaliptice avem. 4 ore, cam durează mult asta. Ia să văd eu. 45 de minute și uite că... Oh, am înțeles. Haină de savant. Și 1100 de capace, ceea ce nu erau deloc. Asta e 12 ore, asta e 6 ore, 17 ore, da, e prea riscant. Road Roach, Road Group. Mai era aia cu Road Roach Queen? Nu cred că mai era. Life Dead Drop. Ia să vedem, 22 de ore, asta e ceva special, dar e riscant. Le văd, da, numai că n-am armele alea suficient de puternice și aici o cutie și arme și level 10. Cred că o să le iau pe ăsta, dar oare am oamenii? Uite, îl pun pe baci. Le-am dat armele bune, știu, hunting rifle, dar ăla îi dă damage mult. Johnny Frost, da, asta are cu pistolul ăla laser și mai era cineva, cum îl chem? Ronald Page, da. Asta dă damage, bun, să le dau injecții, le dau toate injecțiile și o să le dau și perfuzia, așa, în caz că se îmbolnăvesc de radiații. Așa, start quest, no? Haideți, dragilor, că mergem în Wasteland.
Da, ce să zic de jocul ăsta. E simpatic în comparație cu 60 Seconds. Deci 60 Seconds e iadul pe pământ. Dacă nu vreau să mut pe nimeni. Nu vreau să mut pe nimeni, iar își dau din greșeală click pe oameni. Așa, bă, da, fix asta și-o găsese. Așa, ăștia s-au dus. Le-am dat injecții. Sper că le-am dat injecții, nu? Da, le-am dat injecții. M-am speriat, am crezut că nu le-am dat injecții. Da, bine, cineva bolnav de... Ok, cineva e bolnav de radiații sau naiba știe ce. Dai mă, cine era? Bine, ăsta nu are treabă. M-am bunker să nu fie... Ba, da, și ăsta. Trebuie să fac... Cred că trebuie să fac și... Science Lab, deci ăsta neapărat ar trebui să-l fac. Și oare unde să-l pun? Aici jos numai... Pare că costă un lift, dar nu cred că e așa scump, 225. Aș putea să-l pun aici și aici să mai fac alte chestii. Chiar ce ar trebui eu, deci Radio Studio l-am făcut. Poate l-am făcut prea mare. Na, bun, ia să văd. Weapon Workshop, ăsta chiar vreau să-l fac, dar mai trebuie două persoane. Na, bun. Ok. Produsul ăștia, bun. Ok, sunt destule resurse. Haide să... deci mă costă două, nu... Am destule, perfect. Așa, dai să pune asta din mâncare. Așa, bun. Toată lumea la lucru, mă, bun. Hai să dau Nuka-Cola. Nuka-Cola Quantum. Na, bun, ia să vedem cu ce avem de-a face. Recover the lunchbox. Ok. Oh, evolve de ăla. Na, bun. Sper că sunteți pregătiți, sufletește. Îți crezi dacă dau de gândaci de mutanți. Și desigur, gândaci mutanți. Vai, dar dormi era de... Dorm, dar foarte dormi era de... Ok, deși câinele atacă, sper să nu moară câinele, că mi-e drag câinele ăsta. În afară de faptul că e poodle și ăștia sunt foarte pretențioși. Oh, ce avem aici? Aia e o lupă. Am crezut că e oglindă, dar nu e o lupă. Am înțeles. Na, bun. Bă, da, rifle-urile alea dau damage, nu glumă. Deci iau și damage, dar bine, nu ca până aici. Na, bun, ia să culeg eu. Oh, perfect, am perfuzii. Așa, mergeți aici, vă rog. Na, mă bucur că pot să dau click, că nu... Știi, să nu stau să-i mut eu, că durează, așa. Și uneori răspund foarte greu la comenzi, dar nu înțeleg de ce. Așa, ia să vedem. Oh, aici chiar avem... nu este nimic. Am mai găsit o hartă din asta. Asta nu-i hartă, e ceva... schiță la ceva, invenții, habar n-am. Aici sunt gândacii, da, bine. Și doar atât, recover de lunchbox, deci doar atât, na, bun. Sunt curios ce se află în acel lunchbox. Hai să mergem aici. Uite, alți gândași mutanți. Bine, mă, ce cred gândacii ăștia. Oh, un shotgunuț. Așa, ia să vedem noi. O să-ți dau ție el... dar dă damage shotgunul ăsta, nu glumă. Hai să mergem aici, am scris ce e aici. Și gândaci! Da, păi de ce nu mă mir? Da, bunkerul ăsta e abandonat. Ăla e diferit față de ce am eu. Probabil un bunker de la mai vechi după vreme. Așa. O, am găsit!
Am găsit cutia, dar mai vreau să... avem shotgun. Avem shotgun. Perfect, așa pot să dau la tot bunkerul să se apere de toate minunățile din lumea post-apocaliptică. Uite, iar gândacii mei, uite, urât sunt ei. Ia să văd așa ceva în viața reală, cred că m-aș căca pe mine, e frică. Scuzați-mi limbajul. Na, bun, hai să mergem la lift. A, nu, stai, că mai este ceva aici? A, supraviețuitorii! A, ăștia nu sunt supraviețuitori. Da... Ăștia o să ne dea damage mod. Sau poate că nu. Am crezut că sunt supraviețuitori. Na. Da. A, asta este. Hai să văd ce e aici. Nu mai, nu mai sunt locuri ascunse pe acolo. A, desigur, gândaci. Ha, ce damage le dă. Bine că le-am schimbat armele. O, perfuzii, dar nu trebuia. Cu cât mai multe injecții. Cu cât ai mai multe injecții, cu atât ai șanse mai mari să supraviețuiești. Și da, am terminat tehnic vorbind misiunea, dar vreau să mai jef... A, zumbalăi! Vai da, ador mi-a fost de voi. Vai da, ador mi-a fost de voi. Ia să văd ce au ăștia. Ah, ok. Așa. Și gândați. Da, bă, aici trebuie să văd ce îi. Da, e sus, e mare buncărul ăsta. Unde s-o dus ăștia? Aia, așa. Aia e. Wastelander. Aștia-s periculoși. Mă, dar ăștia știu că dau damage, nu glumă. Așa. Scotch. Ăla e bun. A, am înțeles. E cum atacă pisicuța. Gheruțele alea, da. Așa te zgârie ghearele alea de pisică. Na, bine. Nici o șansă. Da, chemă bătut. Bine, mă, ce cred ăștia. Ce crezi că e așa de ușor? Bine, mă. Road Roach Queen. Oh, da. Uite că și-o luat deja damage ca lumea. Sper să dea bănuțe acolo ca lumea. Data trecută n-am fost pregătit și așa... Așa l-a omorât pe sărac cu baci. O, oh, perfect. Aici trebuie să mai fie gândaci, cred că... A, nu, de ăștia, Wastelander. Am ideea de asta periculoasă. Mă, ce armură interesantă are. Da, da, nicio șansă. Dă-te bătut, fetițo, că n-ai nicio șansă. Așa mă gândeam și eu, ia să de... A, serios. Doar o lupă. Aia e level up, tati. Ia să vedem ce se află în ultima cameră. Și gândați, de ce nu? Dăm damage total.
Ok, am găsit o armură și o lupă. Că n-am omorât-o pe aia, m-am gândit că o să primesc ceva mai special, dar m-am înșelat amarnic. Chiar pe așa nu poți să-i trimiți și în alte zone. Se pare că nu. Ok, văd că nu prea mai am nimic de jefuit, deci Return to Vault. Da, da. Da, că au terminat. 878, nu-i rău. Așa, am găsit aia, am găsit rău outfit recipe. Asta e ceva schiță. Ceva schiță pentru construi ceva invenție minunată. Hai să văd ce e aici. Așa, ah, lol. Hai că scrie, nu acum, că mă joc Fallout Shelter. Așa, dacă intru eu, ia să vedem. Ok, cât ar dura? A, durează prea mult, dă-i acolo, mai rapid. Pardon, scuzați-mă, sunt un porc astăzi. Ok, o să-l vând. Să-l așa. Dar cum vând? Bun, ăsta aș vrea să-l vând. Ok, hai că am reușit. Vai, deci trebuie să măresc spațiul ăla neapărat. Hai să nu mă strâng de cap. Așa. Tehnologizat acum. Am înțeles. Acum totul e tehnologizat. Mai bine pus la punct. Dar nu mai vine nimeni, mai mă. Ori muri de la radiații, naiba știe. Așa, să vedem toate junk-urile pe care le avem. Mamă, dar avem multe de astea. Se valorează puțin. Deci după culoarea asta albastră, dai seama că valorează ceva. Da, lopata, da, pentru că asta poți să sap gropi și găsești felul de chestii. Bine, hai să le mai dau heal-uri. Așa, cui trebuie heal? Lui trebuie heal. Și de asta trebuie să-i fac upgrade. Dar urmează pe viitor. Și cred că o să-i mai trimit într-o misiune. Să ce mi-a răspuns. Ah, ok, să vin pe ala nouă, bun. Na, bun. Ok, aici văd că la curent se descurcă. Ia să văd eu ce se află în cutia asta. Ia să văd ce abilități. Swing dress. Oh, asta ar fi la bucătărie. Iarn, asta al gunoi. Ok, curent în plus nu strică. Niște capaci nu strică. Ui, ui, ce de capaci. No, perfect, asta pot să-i fac upgrade. Așa, upgrade baby, upgrade. Perfect. Am avansat și noi unde trebuie. Și 85 ăsta, upgrade, deci 85, perfect. Bun, hai să-i trimit în următoarea misiune. Ia să vedem ce misiune să le dau, de asta mai grea, dar 22 de ore, dar mă costă la nuca acolo în prostie. Hai să fac misiunea asta. Pun pe baci. Pun toate astea. Dar numai am înțeles misiunea de aia de o persoană. Level 15, are 33. Hai că-l trimit pe baci. Așa.
Ok, nu, că deja am trimis pe baci. No, bun, tu înapoi atunci la Power Station și tu tot la fel la Power Station. Hai să văd un pic gunoaiele astea pe care le-am. Am, dacă e gunoi, am pe aici. Hai că le vom pe toate. Asta nu știu ce să zic, asta îmi da... Mă, poate hai să nu vând chiar tot, că poate o să-mi fie de folos. Uite aici haine, swing dress, ia să vedem cine va purta acest swing dress. De ce nu? Ea ar fi perfect să poarte swing dress. Așa. Perfect, și uite că ajută la asta cu abilitate. Deci are acum la agility, pardon, are acum de la 3 la 9. Perfect. Na, bun. Uite că cineva au crescut în nivel. La 91% sunt fericit, ceea ce e bine. Ia să vedem, level 33, level 14, oi, 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 oi. Oare are toată lumea arme? Cred că le-am dat la toată lumea din bunker ăsta arme. Așa. Dacă este cineva fără armă, nu e problemă că pot să-i dau o armă. Am arme. Așa, da, ei trebuie să-i dau... No, no. Dar nu mai am arme. Am înțeles, n-a fost loc destul în inventar pentru ele. Da, nu-i problemă că acum avem destul loc. Da, hai să mergem aici cu baci. Să terminăm misiunea aia. Așa. Hai să văd, se aude muzica prea tare în joc? Nu cred. Na, bună, ia să văd eu. Deci aici avem, mamă, dar s-a dita mai clădiroacă. Na, ia să vedem ce e pe aici. A, ok, e cumva misiunea aia. Kill the... Ah, da, 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 e misiunea cu kill the Glowing Road Rage Queen, deci... gândacul ăla, regina aia, gândac mutantă și strălucitoare. Ok. De data asta nu voi ieșua pentru că sunt pregătit sufletește. Și am și câinele de partea mea. Deci ok, deci câine, hai că nu, deci câinii nu mor, câinii și pisicile și alte animale de companie nu mor așa ușor. Nu-i problema că îi dau la damage. Oi, 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 oi. Rog, am o armă ca lumea. Aș vrea să pot, să mai pot trimite o persoană, da. Ciu-ciu. Dar și câinele nu, dar nu știu ce damage. Deci aș vrea să fie măcar cu două pești. Dar nu, aici te, aici te lasă singur misiunea asta. Deci aici, aici e bete și cu cel mare. În sfârșit, da, pot să le iau. A, nimica. Bun, stai, pot să mergem aici atunci. Oh, level up. Nivelul 34. Bravo, baci, bravo. Arme, arme, perfect. Du-te aici. Perfect. Dă-te aici. Cred că ar fi mai bine să mergem sus de tot. Știu că undeva sus era regina aia.
Uite aici și ale alți supraviețuitori. Așa. N-am bine să ducem pe aici. Uite, Regina. A, pe asta o mor ușor. Sau nu? Aoleu, ia greu damage. Da, asta o să fie un pic cam dezavantaj. Da, nu, 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 va descurc. Mă bace, are seringe, are perfuzii, n-are treabă. Da, ce mai trebuie? Save the second group, save the first group, trebuie să mor pe Regina. Regina, regina gândacilor, regina strălucitoare a gândacilor. Glowing. I-am crezut că a murit Cățandru. Să nu mor cățeluș, că e păcat de tine. Dă-i damage, dă-i damage total. Aia, i-am băgat mortul ca să... atâ și mai vin alți gândași, desigur. Asta mai lipsea. Na, bine, hai că acum mă descurc, am... am tot ce-mi trebuie. Să nu fac și risipă, desigur. Dacă fac risipă, după aia n-am pentru următoarele bătălii. Da, 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 dai perfuzia, așa. Mă, dar iau greu de nici gând aceștia. Și atacă și târziu. Nu, dar ce damage dau. Ok, ăla a murit. Mai este la alt gândac. Hai, nu muri, hai, nu muri. Dă-i damage, dă-i damage. Mamă, dar ce... abia își iau damage. What the fuck? Oh, nu, că mare baci. Dă-i damage, dă-i damage total. Ai, ai, mai am șanse de supraviețuire. Hai, bagi, nu te lăsa, te rog, nu te lăsa. Dacă nu poate să tragă mai repede. Dă-i, 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 dă-i. Perfect, no, am un, n-am nicio treabă. Îi mai dau la asta câteva glanțe și adios. Sper ce o să primesc pe regina asta gândacilor. Sper să-mi dea ceva capace. Nu muri, baj, nu muri, te rog, nu muri. Asta e cel mai puternic om din bunker și chiar nu vreau să mă rau. A murit data trecută, noroc că am putut să-i dau revive. Ah, bine. Nu cred că mai rost să-mi fac atâtea griji. Hai, mă, mori odată. Bă, da, ați văzut ce greu a murit? Oi, oi, ce de capace, mamă. Și injecții, atât. Mi-a dat damage destul de mult. Eu nu știu să mă duc aici. Oh, dar de ce trebuia să mă duc aici? N-am fost prea inteligent. Hai că nu mi-au așa mult damage, nu? Ba, da. Ai, prost am fost. Na, asta este, merit soarta. Asta e, plătesc pentru greșeala mea. De ce mi-a trebuit să mă duc acolo? Na, sper să-mi ajungă seringile. Hai că le dă de, hai că ăștia-s mai slabi. Damage total, damage total. Ok, deci unul e mort. Deci doi sunt morți? Da, doi sunt morți, perfect. Ok, aici nu cred că are o să mă mai duc, iar dau pe ăsta gândaci. Mai ai văd și aici și gata. Nu dai video, da, damage, nu glumă. Așa. Oare să fiu încăpățânat și să mă duc aici? Mai bine nu, mai bine nu. Mai bine nu.
E păcat să-l pierd, că după aia trebuie să cheltui, pierd misiunea și după aia trebuie să cheltui o groază de capace să îl aduc înapoi. Na, eu n-am ce lucra. Perfect. No, iar mi-am luat ăsta de la OBS, bă. Eu nu știu ce e cu mine, deci... Ah, na, foarte neîndemânatic. Deci iar mi-a luat ăla de la OBS. Cu sinu. Așa, hai să vedem ce avem aici, dacă le monezile. Nu mai știu ce era cimentul ăla, dar mă rog. Așa, hai să vedem noi. Bun, deci o ducem bine. Avem arme, ceea ce e bine. Mai trebuie să vând din gunoaie. Na bun, avem spațiu destul, ba asta că mai trebuie să vând asta cu scociu. Deci gunoaiele astea ca să le vinzi, da. Ar fi ușor să vinzi așa ceva, dar nu. Atât. Na bun, toată lumea cred că e fericită. Bun. Oare cât mă costă următorul upgrade? Am înțeles. 4500, da, de ce? Ia să vedem următorul studio, sau nu studio, următoarea cameră, a, weapon, workshop, weight room. Mă, că-mi trebuie oameni și am o... Aș trebui să-i pun să fac copii. Ia să văd eu niște haine. Nu. Am văzut eu ceva haină, dar nu cred. Era ceva cu achievement. Așa, asta l-am făcut. Aici nu știu ce outfituri. Asta știu că l-am. Hai să văd. Astea sunt. Ok, deci astea sunt outfiturile. Cât costă? Oi, oi, oi. Atenț. A, da, asta trebuie să-l pun la dânsul. Perfect. Acum sunt mai inteligenți decât par. Glumeam. Așa. Baci, unde ești? Să te pun la lucru. Hai, baci, la lucru. Na, bun. Ce chestia? E mâța, vai, că am crezut că nu știu ce șobola mutant. Așa, să culeg mâncarea așa. Pa, na, bun, văd că o duc destul de bine. Na, oameni buni, ăsta a fost al nouălea episod din Fallout Shelter. Fallout Shelter, dacă v-a plăcut, like, dacă nu, dislike. Și nu uitați să plăzniți butonul ăla de subscribe. Să rămână YouTube.